Istoria satului Cașunca din raionul Florești poate fi văzută în muzeul deschis în localitate. Deși este la început de cale și încă nu a fost inaugurat oficial, aici sunt expuse pentru vizitatori monede cu valoare istorică, instrumente muzicale și obiecte de uz casnic din timpuri vechi. Muzeul din Cașunca este la început. Avem lucruri unelte, gospodărești, țărănești. Este râșchitor. Se râșchie țesătura, lână, atât și pe urmă vopsei. Bunicile și mamele noastre au tors și în urmă vreme nu era magazine scumpere, hane scumpere, cămăși, toate erau făcute din mâna lor. Scotea ața și e mai lungă și se făcea urzala și aia sunt alte... Aia este și scarmina, așa e ca pentru însalină. Asta e furcă. Asta e la țesut covoară, cheptenii, daia așa și bați aia stia. Țesătura, aia asta e numai o parte de la leic, se făcea țăgi, odată se îmbrăca pe aici, așa era, e încă nu e toată. Eu astea, de la state, vine așa diferite lucruri, că ele încă nu se... Stativele nu le am. E că este vala, astea puneai și oprei valul și ala să... Astea spieti. Asta e suveică. Când se săi la stativea, o dai într-o parte și în alta și în mijlocul țeja. A fost nevoie de multă muncă pentru a aduna colecția impresionantă. Cusuturi vechi, țoale, cărți, ulcioare au fost adunate datorită contribuției localnicilor. Cel care a inițiat și a finanțat proiectul este băștinașul Virgiliu Guței, care la moment este stabilit cu traiul la Moscova. Îi aparțin domnului Virgiliu Guței. El e trăitor deja din sat, lucrează la Moscova în prezent și îi place lucrurile vechi, lucrurile frumoase. Am scris anunț și aduc sătenii din sat, care și au acasă, le aduc. Cam ce ani așa se găsesc aici lucrurile? Eu știu, din 40 vizitatori am, vin și copii și bătrâni și le place ideea asta că ne învață de unde venim și cine suntem. Cel mai vechi exponat, spune administratoarea, sunt instrumentele muzicale. Cred că sunt instrumentele astea muzicale, ele șamuies, șaieca, avem țambal, tob. Sătenii spun că sunt mândri de faptul că au un muzeu în localitate și că vor continua să aducă diferite obiecte vechi. N-am fost, dar aud de lume că ceva este în sat. Chiar am avut în gospodărie niște sate, mi și-am dat. Da, și cred că lucruri vechi, dar... Eu mă tem să nu se noiască lucrurile astea. La un zi era foarte interesant, am văzut multe lucruri interesante. De exemplu, am văzut un set frumos în formă de pești. E vechi și foarte frumos și mai sunt multe lucruri vechi interesante acolo. Erau unelte, covoare și multe altele. Și era foarte frumos, s-o aranja foarte frumos, încă plus la asta și arăta foarte estetic toată aranjarea. Muzeul din Cașunca este deschis pentru vizitatori în fiecare zi de duminică, între orele 12 și 16. Intrarea este gratuită.